Vă pup, dragii mei, la un nou episod de Fiță cu Adiță. Astăzi nu o să mai facem ce facem de obicei, pe Caterinca, pe adrenalină, pe vibe, pe nu știu ce. Vreau să facem ceva diferit, ceva inedit. Vreau să dăm puțin pe sensibilitate, vreau să dăm puțin pe emoție și vreau să vedeți niște lucruri frumoase, niște copii frumoși și pe prietenul meu, Zani, așa cum este el cu adevărat. Noi vom merge acolo, un loc unde Zani a crescut, un loc unde Zani s-a format și unde Zani a făcut o grămadă de prostioare, cum îi place lui să spună. Ce faci, mă, Zani, mă? Te pup, frate. Ai întârziat, ca de obicei. Da? Nu, ai venit tu prea devreme. Corect, nu-i așa. Pe Zani îl cunoașteți, campionul de la Survivor, dar astăzi vreau să-l cunoașteți pe Zani. Zi tu, Zani, mai departe. Vă pup, eu sunt Zani Dache, iar astăzi, că am spus pe internet, i-am anunțat că vreau să încep terapia. Bravo! Că mi-am rezolvat o problemă mare cu casa și acum vreau să-mi rezolv probleme emoționale, mulțumesc. Niște probleme emoționale. Să dau de un psihoterapeut și terapia mea începe cu locul unde a crescut Zani. Acceptarea trecutului, rezolvarea frustrărilor și locul în care am crescut eu. Aici am crescut eu de la 6 ani. SOS, satele copiilor. Până la 14. Organizați ce are grijă de micuții care nu au familie și noi vom merge aici să retrăim, cum am spus și mai devreme cu Zani, clipe frumoase. Să povestim, să vedem ce mai e pe aici. N-am mai fost aici de 2-3 ani, deci o să fie o surpriză și pentru mine. O surpriză și pentru mine. Vreau să dăm un pic și pe emoție. Caterin, care e a noastră. Lumim, râdem, plângem, ce vrei tu. Da, ar fi frumos să și plânge. Da, noi oricum, lumea știe, noi nu suntem falși, nu suntem pe fake-uri. Păi da, să noi ce simțim aia face, ce ne este pe gura aia face. Haideți să mergem, dragilor, că ne așteaptă și recunosc că am sunat înainte pe doamnele aici, am cerut acordul. Dar vreau întâi să cumpărăm ceva pentru copii. O atenție mică, când era mic și eu mă bucuram. Da, ai motiv, vezi. Cred că nu m-am discat aici. Mergem acum, luăm, cumpărăm ceva, niște fursecuri, ce găsim. Bravo, asta da, frumos. Hai să mergem să cumpărăm niște fursecuri pentru micuți și după aia intrăm la SOS, satele copilor. Vă pupăm. Bam, pau, bau, bau, miau. Să trăiești, unchiu. Îl cunoști pe băiatul ăsta? Da, bonjour, pe Zani. Mă știți, domnul? Să fii sănătos. Doamne ajută! Băi, Zani, băi, Zani, băi, ce popular ești, bă, fratele meu, bă. Te gândeai, mă, frate, să fii așa popular? Nu te gândești la așa ceva, se întâmplă. Nu tu plănești treaba asta. Da, mă gândeam eu. Dar e bine, nu? E bine tot ce se întâmplă în viață. Dragilor, hai să vorbim și de ale noastre. Prăjiturile sunt în mașină, am luat prăjituri. Nu umblăm cu ele așa că se topesc. Acum vreau, din momentul ăsta, Zani să devină ghidul meu, pentru că chiar eu chiar nu știu ce să fac pe aici și vreau să mă plimbe pe aici, să, cum am zis mai devreme, să le trăim momentele copilăriei sale. Doamnelor și domnilor, la Fiță cu Adiță o să dăm întâi o tură de sat, vezi, exclusiv. Ce simboluri precolumbiene avem aici, în acest sat. Asta este terenul de fotbal. Jucai fotbal aici? Aici rupeam fotbalul, aici alergam, despărgeam. Pare aici... că n-ai o minge, să-mi arăși mișii. Deci aici s-a văzut că mama a antrenat toată copilăria mea și s-a văzut la Survivor viteză. Eu n-am fost sportiv de... Aici în curte alergam, în curtea școlii. Terenul ăsta acum este reamenajat, e refăcut, eu n-aveam gardurile astea. Era bun un gardă ăsta, când băgam torpile de alea când eram mic, să nu se mai ducă mingea de pat. Dai pe torpilă, da, tu? Eram puternic, eram foarte bun pe viteză. Era numărul 1 pe brazilian, am auzit și eu de mai de ce mi-aduc aminte așa la prima impresie când intru aici, era un cais aici foarte mare, mă cățăram, dar nu mai este, îmi pare rău că nu mai este, mă cățăram în copaci, de dimineață până seara nu mai în copac stăteam. Și mâncam caise, corcodușe. Ai simțit că o să ajungi în junglă, de-aia. Mere, aveam o livadă mai încolo, plină de copaci, pruni. Bă, frate, dar zi-mi sincer. Zi-mi, ce simți acum că ai venit aici? Dar sincer, sincer. Bine, tu oricum ești sincer, că ești ca mine. Bă, simt că nu am reglat conturile. Simt că parcă prea m-am rupt de locul ăsta, brusc, așa, știi? Frumos, bravo. M-am rupt așa, fără explicații, fără... rămas bun, fără să rămân într-o relație bună cu oamenii ăștia. Bine, cumva treaba, viața m-a cam luat și m-a smuls, știi? Am fost obligat să mă concentrez pe alte chestii, dar acum că m-am mai relaxat o leacă... S-a întors copilul teribil al Survivorului, Zani, omul momentului în zi, muzică, nu știu, dai să dăm așa, să ne dăm niște calde. S-a întors acasă Zani Dache, campionul meu, s-a întors acasă. M-am întors acasă, băiatul de la sat. A demonstrat că s-a antrenat destul în viață și acum, cum era o rima lui Cedric.
Nu, dar mi-e fraierul clasei s-a trezit, o matahală de 1,96 m și am pachetat ca păsaci. Bună, Rima, n-am înțeles nimic. Nu e o rimă, e un vers. N-am înțeles. Nu le prind, trebuie să mai umblu cu el, că mine deși nu. Eu sunt altă generație. Se cântă despre un băiat care era fraierul clasei. Și era mare. Și după aia când a fraierul clasei a crescut, s-a trezit peste ani, o matahală de 1,96 și am pachetat pe ăștia ca păsaci. Asta am înțeles, da. Bun. Așa. Dar eu nu am împachetat pe nimeni, eu doar mi-am cumpărat o căsuță. Sunt modest, umil. Aici e casa 1. Modest, umil. Casele sunt numerotate în acest sat. Acesta da? E casa 1, casa 2, casa 3. Cu băiatul care a trăit aici, care a copilărit aici, încă mai țin legătura. Foarte frumos. Este un rocker care se joacă Diablo, ascultă Cargo, l-a mâncat pe Pablo și mai era ceva, și joacă Diablo. Da, wow. Diablo, da. N-ai să pasta pe Diablo, mai degrabă. Am zis-o, nu? Ai zis. Zici și mie, fix unde te-a sărutat, ai sărutat și tu, prima fată. Prima fată? Asta vreau să știu. Nici nu cred că a fost primul meu sărut aici. Al doilea. N-au fost. Sau a fost pe aici, că mai jucam jucuri de alea, am căzut într-o fântână, Deșteaptă-te Române, nu mai știu cum se numea. Și cred că a fost pe aici, nu mai știu, dar primul sărut a fost în școala 70, în clasa 8-a, cu o fată de care nu-mi plăcea. Dar ne combinasem să văd și eu cum e să te combin, cum e să ai o relație. Auzeai și tu, bă, m-am combinat, m-am sărut. Am auzit și eu, bă, am relație, am iubită și am zis, mamă, ce bine sună să spui cuiva. Și cum, era bine? Bă, am iubit-o, mă, și tot ce uitat și am zis, să mă... Și am combinat și eu cu Gagi, că nu îmi plăcea de ea, am crezut că îmi place, dar când am vorbit mai mult cu ea, nu îmi plăcea de ea, dar știi, atunci când îmi spunea ea că era prostia aia, te iubesc, nici nu, deja ne iubeam. Și ne țineam de mână pe stradă și mă simțeam penibil, așa, știi, aveam simțul penibilul lui foarte dezvoltat. Și ne-am sărutat, mamă, nu mi-a plăcut rău nici de ea, nici nimic. Dar era târșea aia să-i spui că nu mai vrei să fiți împreună. Și era și șmecherea să spui că ai iubit. La 14 ani, dacă îi spuneai că nu mai vrei să fiți împreună, vă terminai, ajungea, nu, rău. Și mi-e și împăsa, știi? Adevărat, chiar n-am pus genul să-mi bat joc. E, da, tu n-ai. Femei. Nu-mi plăcea de ea, dar mi-e rău și ne să-i zic. Bă, nu mai vreau să fiu. Făceam, eram nebun, dar nu părăneam femeie. Partea frumoasă a lui Zanei, că omul întotdeauna a avut așa un trac și o rușine. Da, sunt rușinos, uite, și în momentul de față, când mă văd cu anumiți oameni care, na, trezesc în mine anumite chestii și empatizez cu ei, e rușine, nu mai sunt eu la Caterin Cosu. Sunt mai așa, mai tăcut. Uite acum, eu am așa momente când am trac aici. Cred? Și mă știi cum suntem noi. Pentru că știi că unul când e de glumă, da, e de glumă, zici, bă, dar când este de... Ce să zici, poate o dai aiură, poate te percepe lumea greșită. Da, nu vrei să jinezi, nu vrei să deranjezi și eu am chestia asta. Mă știe lumea de nebun, dar am și momente în care... O nebun frumos. Am cunoscut înainte de Survivor, da, am fost implicat și acolo cu sufletul și din prima mi-am dat seama că tu ești genul de persoană care orice activitate ar începe, nu știu, că face fotbal, că face sport, tenis, nu știu, orice, ai capacitatea aia și mă jur, nu e glumă, nu-i dau calde, să ajungă în vârf, să fie, nu știu, în primele trei locuri, nu zic primul loc. Ai abilitatea aia, frate, incredibil. Deci orice te-ai apucat, cred că dacă te apuci acum, nu știu, și de tatuat. Ai tatuat puțin, tatuai, da. Te-ai apucat de tuns imediat, nu știu, orice te-ai apucat aia, nu știu, dacă te trimit acum să fii mecanic, cred că la modul cel mai sunt foarte descurperez. Da, asta. Dacă stai să mă întrebi cum am întrebat ce talent, eu n-am niciun talent, eu doar mă descurc. Și nu vreau să sune aiurea, dar cred că foarte mult te-ai ajutat și chestia asta că ai... De supraviețuire. De supraviețuire, da, pentru că n-ai. Da, sunt atent la detalii, sunt foarte atent. Stai să medium care da, exact. Când învăț ceva... N-ai avut familia, adică chestia asta pe tine te-au format frumos. Ai abilitățile astea incredibile, mult peste ale mele sau, eu știu, oameni care am avut părinții până la 18 ani și când mă durea mâna, striga, mamă, mă doare mâna sau mamă, dă și mie 10 lei, spune, tu ai fost tu și asta e, eu cred că te-a ajutat mult de tot. Am învățat de mic să pur meserie. Și frumos am vorbit. Da. Să dați astea, vă rog eu. Mai am și momente când vorbesc bine. Nu mereu, dar mai am. Mie îmi plăcea cel mai mult, îmi plăceau momentele când ieșeam aici frumos cu colegii, cu vecinii, cu prietenii. Bă, și le povesteam, aveam un talent la povești, inventam povești. Nu-mi plăcea de stand-up, bravo, fix, dar era ceva improvizat, nu cu... Deci, improvizații. Da. Voi luam pe toți și amintesc toți treaba asta, că mai zic unii, mai știi mă, când ne puneam toți aici în fund la niște semințe. Și începeam eu o poveste de aia de nicăieri, inventam eu un copac, îi dădeam și un nume și spuneam cine vine la copacul ăla, ce face. Și râdeau toți, dar râdeau rău de tot. Păi vezi că ai talent să faci și în stand-up. Hai să încercăm și cu asta. Gata, mă apuc de stand-up, să mor. Stand-up comedy, cu Zani Dache.
Nu uitați, pe 27 septembrie, la sala Palatului. Invitație special să vă facă special din lumea stand-up-ului, Bănel Nicoliță. Cine mai sunt? Chitoașcă, și ăla-i stand-up. Mamă, ăla-i bun. Ăla-i cel mai bun. Nu ne vede acum. Cred că e și gelos acum ăsta, omule. Dar ea noastră, îl iubim. Eu l-am sunat, am zis, bă, Chitoașcă, ce faci? Își pune dinți. Își pune dinți. Gata. Chitoașcă de mâine o să aibă față de bogat, chiar dacă n-are niciun leu. O să fie unul dintre cei mai importanți influenceri din România. O să este, ne înjuri acum. Este deja. Eu, pe mine mă influențează foarte mult Chitoașcă. Și pe mine. Eu mă uit la el și dacă el pe stradă când iese începe cu dreptul, fiți sigur că eu voi începe cu stânga. Eram sigur. Erai sigur? Eram sigur. Nu, mă, Chitoașcă chiar nu sunt un băiat de nota 10. E fratele meu, îl iubesc. Mă oftică că s-a combinat cu neamțul ăla, da. Și-a dat toți banii de la Survivor pe niște țoane, băi. Nu dă mă de astea, mă, să supere, bă. Nu dați astea, te zic, bă, și-a luat Balenciaga. Și că nu poate să doarmă dacă n-are perna Balenciaga. Păi și ce așa luat? Și că nu poate să doarmă pe perne normale, că el nu e fraier. Ei doarme doar cu capul pe Balenciaga. S-a pus acum adantură cu mare ăsta, 69. Am văzut, băi, e nebun. E și rebel și nebun. Hai că lui place viața scump. Da, asta e. Fix aici înseamnă. Dragilor, aici a locuit frățiorul meu Zani timp de? Timp de la 6 până la 14 ani sunt 8 ani. Ai golul ăla în stomac? Bă, n-ai mă cum să nu ai, pe bune, mă. Sincer, am mai venit aici după. Da? Și... Dar da, este o senzație aia, că mai știu, frate, tot ce am făcut aici. Bă, câte certuri, câți ani, câte emoții, amalgam de sentimente. Să-mi comenteze puțin viața aici. Eu era să-i bun povestesc domnul, și să-mi comenteze. Da, și spunea și pe aici... Doamnelor și domnilor, intră pe sat Zani Dagher Robert alături de Adiță Viță. Păi de exclusiv a 8-a școală. Vreți să vedeți grădina? Hai să vedem grădina. Hai. Deci aici stăteam... Puștul vreo roșie vreodată în viața aici? Deci nu o vedeai pe mama să nu fie mereu în grădină. Dar nu doar că o vedeam, că o ajutam și noi. Eram acolo mereu să... Nu-mi plăcea treaba asta, activitatea asta uran din tot sufletul, să-mi ba mâinile în... Da. Grădinăritul, parcă. Mi-era frică de gândași când eram mic, erau râme, erau păinje, știi, și trebuia să bagi mâna în iarbă, să sapi, să bagi, să ne punea să... A, uite, am zis și în Cauchea. M-am săturat de vorbe, recunosc da, mi-e lor de, jumulit buruiana, bătu covor și ciorbe. Aici le făceam, frate. Băteam covor, când mă mai pedepseam, mama îmi dădea bani, deci mă punea să fac eu. Deci asta cu ciorbă, ce puteai, ciorbă sau ce? Mă punea să fac ciorbe, dar făceam un ciorbă de-aia proasă tot cu apă, cu legume, nu știam că se bagă condimente, că... Și ea e făcea cea mai bună. Apă, frate, asta e un lucru important, că știai să pui apă în ciorbă. Făcea cele mai bune ciorbe, mamă. Și uite, veneam fix aici așa și jumuleam de aici. Ne-a fi dorit să o cunoaștem și pe mama, dar am înțeles că a ieșit la pensie, nu? Sau ceva de genul ăsta? Da, ieși la s-a pensionat. Da. Nu mama lui Zani bună, mama care avea grijă de Zani. Mamă, ce înseamnă? S-au schimbat multe Zani. Da. Nu mai arată deloc cum era înainte. S-au schimbat și multe. Și ce zici că e? Zici că e un film de ăla cu dinozauri, știi? Ai îmbătrânit Zani. Da. Eu zic să mergem să lăsăm prăjitorile astea ce le-ai adus la copii, că na, să nu stai toată ziua. Asta e casa 12. Casa 12. Ce înseamnă casa 12 pentru tine? Casa 12. Aici când eram eu era... Casa asta era de evenimente, de educație, de sală de net, era tot felul de... Deci aici vine și te jucai, eu știu, pe... Aici e derdelușul, aici ne dădeam cu Sania. Iarna, pe bune? Da. Aici avem derdelușul. Tot felul de activități astea, extracuniculare. Bun, frumos, ai zis-o bine. Eu zic să intrăm, să vedem și noi. Haide. Ai emoții? Da, stai seama. Ai amintiri frumoase, bune-ți aici. Multe amintiri. Sărmâna! Și bine v-am găsit. Bine, v-am adus, bine. Ai revenit. V-am adus copilul, ca ne să spun așa. Ne bucurăm tare mult. Uite, am o surpriză. Sunt câțiva copii care te așteaptă. Și voi aveți o surpriză pentru mine? Salutare, băieți, salutare, fete. Bună, copii. Ce faceți? Bine. Cunoașteți pe băiatul ăsta? Da. De mult. Stai că încerc și eu să-mi dau seama. Pe tine te știu, la doamna Cozeta? Iza. Ați crescut? Pe el mai știu. De la doamna Teo? Alex. Da.
Tone ce-au crescut. Zani, dar ești emoționat, nu glumă. Da, da. Deci cunoști, cunoști copila și... L-ați urmărit pe Zani la Survivor? Da. Salut! Hai, Zani! Ce scopi? L-ați susținut? Da. A, și piesa? Știi și piesele? Da. Pe de rost? De Zani, se pare că ești un adevărat model aici. Ia spune-ți, pe care o știți? Prima știu că am zis că ok. Cheia. De data mea e senzație de modă. Și un domn. Au crescut foarte mult. Tu erai mult mai mic când te-am sunat. Da. Acum stați aici, în 12? Nu, doamne, iertă-mă, eu încă sunt la casa 6. Doamne, dăm puțin noroc. Eu zic să lăsăm pe micuți. Vă las să mergeți la școală, să învățați, că e foarte importantă școala. Ce-i schimbat în camera asta, de exemplu, Zani, de când... Bă, s-a zugrăvit, s-a pus mobilă nouă. Deci nu mai este soba, că era o sobă aici, nu? Da. Era o sobă care nu-mi plăcea deloc. S-a pus peretele ăsta pentru că se vedeau direct scările. S-au schimbat câteva. S-au schimbat exact după ce am plecat. Mi-a plăcea soba, că nu te-am ascunde de soba. Jucați fața. Mare ascunzătoare era soba. Da, era cea mai bună ascunzătoare. Nu te mai vedea nimeni dacă te bucai după soba. Ce amintiri aveți cu Zani? Bune, eu am prea puține, pentru că sunt de puțină vreme aici, doar din doar amintiri și povești. Din poveștile colegilor. Sunt povești, știu, sunt povești cu Zani aici? Sunt multe povești cu Zani și copiii știu multe povești cu Zani. Era un rebel, sincer. Era mai mult decât rebel, dar ne bucurăm cu toată ambiția lui și determinarea. L-au ajutat să răzbească și să-și îndeplinească. Felicitări încă o dată. Suntem cu toții mândri de tine. Asta vreau să te voiam să întreb. Este o mândrie... De experiențele mai mult sau mai bune sau mai rele pe care le-ai perceput aici, noi oricum suntem mândri de fiecare în parte și știm că de fiecare dată când vă întoarceți e un semnal că poate noi ne-am făcut treaba așa cum trebuia și am pus și noi acolo un umăr la dezvoltarea și creșterea voastră. A spus un zid, nu doar o cărămidă. Un zid. Eu pot să vă asigur. Eu pot să vă asigur că inițiativa asta vine din partea lui. Și mă bucur asta, pentru că eu doar aminte încă altă de prietenă. Pentru că a evoluat frumos și ce eu personal ce am apreciat, așa dincolo de faptul că nu l-am cunoscut și l-am cunoscut foarte puțin din perspectiva copilului sau tânărului care a crescut la SOS, a fost că mi s-a părut extrem de ambițios și extrem de deschis întotdeauna. Adică până la urmă a contat și cred că asta l-a ajutat foarte mult, că de fiecare dată când a avut ceva de spus, a spus, indiferent de cât de dur sau cât de... să spunem, tulburător ar fi fost pentru oamenii din jurul lui, iar cred că asta l-a ajutat și pe el. Ați auzit? Autenticitate. Oricât de crud este adevărul, oricât de crunt e, să-l luați în piept de fiecare dată. Chit că e despre voi, chit că e despre cei din jurul vostru. Merge, se filmează acum? Da. Zani, nu uita că voi fi mereu în dreapta ta. Vreau să merg și eu la studio, la Alex Belea. Vezi că am voce Belea? Dale, eu sunt mai mult cu manele, ți-ai zis? Ia, bagă o mană. Ce ai, mă? Știu multe, rău. Am un repertoriu bogat. Că zi un scriitor. Nu știu acum, dar un scriitor. Foarte. Uite, de exemplu, îmi place mult Bogdan de la Pulești. Scriitor. Bine. Care ești fratele nostru? Trăznaie. Acum nu o să-ți mai spun trăznaie când stau cu tine de vorba așa de una sicur acasă, o să-ți spun minune. Minune? Minune minunată. Ia lua numele ăsta, minune. Doamna. Pupa, mama. Ce face, doamna? Ce face puiul meu? Bravo. Bravo că ți-ai adus aminte să vii la casa ta aici. Am mai venit de câteva ori, dar n-am avut... Știu.
Sunteți mândră de el, doamna Gabi? Am aflat, poftim. Sunteți mândră de Zani? Da, ea a fost întotdeauna. El e unul dintre cei care au primit cea mai des pedeapsă de la mine. De că puneam piciorul pe scaun și puneam burta pe genunchi. Sunt de aia palmele afundă. Și vedeam așa. Și n-a avut efect, pentru că veneau tot, și eu vreau, și eu vreau. Dragul mami, dragul mami, pui. Dragul mami. Și sunteți bine, doamnă? Cum sunt bine, că am făcut un stop cardiorespirator și a fost destul de greu. Și știi cine m-a resuscitat până la, în salvare, până la spital? Petrișor? Ia, știu. Petrișor. Îl consider al doilea tată, m-am născut a doua oară la tatălui Petrișor. Au venit des și Petrișor și Alexandra. Pe nici ani sunt eu puțin supărat așa. Că nu mi-a plăcut cum a evaluat. Dar să fie sănătos. De tine sunt foarte mândră și sunt mândră de mulți dintre voi. De Flori, de Titi, de mulți, mulți dintre voi care ați evoluat frumos. Doamna Gabi, după dumneavoastră, intrăm în sala de dans, sala de balet. Nu faci mai niște fără. Hai să te hai. Unde e punctul 1? Punctul 1? Hai să vedem. Facem punctul 1 acolo sau facem punctul 1 aici. Hai. Deci stai vis-a-vis de mine. Așa. Așa. Fața la punctul 1. How? Punctul 2 acolo. Croaze. Piciorul ăsta în față. Brațele la 5. Hai, Zani. Așa. Ca în copilărie. Departe. Piciorul lateral. Brațul sus. Păi nu mă știu asta. E față. Piciorul în spate. Brațele n-arabesc. Cu grație cum? Da. Ce arabesc? Nu mă știu. Eu mai știu doar pozițiile atât. Pozițiile. How? Întâia. Stai că nu pot și să duc. Și brațele tot în întâia. Gata. A doua. How? Bau. A treia. Miau. Mi au. A cincea, să pună picioarele bracele în lateral. Trahau. A șasea, coboară bracele și picioarele. Miau. Și așa. Miau. Și un... Nu era pe vârfuri a șapte? Nu. Nu? Nu. Bravo, Zani, suntem mândri de tine. Pupă, mă. Aici aveam chică, frumos. Fata asta sigur acum se uită la TV și mă vede. Da? Da. Nu știu cine e, dar sigur mă știu. Aici a surul rău de tot. Aici a pubertate, mi-au apărut coșuri pe față. Iauleu. Pozele astea nu le mai țin minte, Jul. Da. Wow. Aici zici că nu eram, de fapt. E superbă poza. Superbă e. Foarte, foarte frumos. Aveam zâmbetul lui Tudorică către... Uite aici, vezi, uite, e mâna ta. Da. Uite aici, ești tu ăsta. E mâna ta cu undița care prinde peștele cel mai mare. Normal că ai luat. Da, am câștigat, gata. Zani, frate, care știi karate și le-ai dat pe toate pe spate, cam aici cred că se termină aventura noastră de astăzi. Doamna directoare, veniți puțin, vă rugăm, a venit și doamna directoare, care vrea de mult să salute pe Zani. Mă bucur tare mult. Să te văd. Felicitări, bravo ție. Ce bine miroase parfumul, ce parfum e? Nu dăm filme, nu, iau și Zani. Nu, nu, îți spun după filmare. Gata. Da, mă bucur să te văd. Și mă bucur să văd. Tare mândră de tine. Și ești oricând binevenit acasă, aici este casa ta. Deci sunt de la 6 ani și mă bucur că ai făcut acest gest astăzi. Poți să vii oricând, dar noi suntem și rămânem familia ta. Felicitări! Suntem tare mândri de tine. Și nu uita că frățiorii tăi care sunt acum în sat, să uite la tine așa, ca la un model,
să nu-i dezamăgești și noi vom fi mereu aproape așa. Îi salut pe toți copiii din satul ăsta. Să fie sănătoși, Zani, și angajamentul că nu o să dezamăgească copiii de aici și că o să vină mai des, nu? Zani? Eu nu promit nimic, eu sunt cu faptele, nu cu vorbele. Știu, te știu, da. Mai trecem pe aici? Da, dar mi-ai promis că o să câștigi Survivor și ai câștigat. Deci... Mă bucur că ai rămas la fel de determinat și ambițios cum te cunosc. Mulțumesc. Dragilor, aici noi o să încheiem. Pentru mine a fost greu, știi, să vin aici. Sărmă, doamnă directoare. Sărmă, doamnă. Pentru mine a fost greu, zici seama, în momentul ăsta și ți l-am... Am să-l... Să-l dăm unui prieten, spune-mi asta. Nu, să... Să-l ofer unui prieten bun? Să-l împărtășesc cu tine. Te iubesc. Și a fost greu, ai văzut că a fost momente în care n-am știut ce să le zic copiilor, n-au... Uite, dacă aș fi fost doar eu cu ei, poate avea mai multe, dar... Am vrut să-l împărtășesc cu tine. Îți mulțumesc. Nu știu dacă am știut să mă compor cum trebuie. Am avut și emoții. Bă, normal. Și nu este genul de materiale pe care noi le facem. Dar chiar aveam nevoie de așa, de puține emoții, de sensibilitate, de nostalgie, de nu știu. Și mă bucur din suflet că ai vrut să împărtășești cu mine aceste momente. Și... Asta nu o să fie doar o emisiune pentru mine. Trebuie să mai vin aici, că asta e terapia mea. Asta a fost prima zi, a fost destul de greu, pentru că... e mai greu să mă exprim așa. Dar să terminăm într-o toană bună, m-am distrat, am râs, am glumit, mi-am mai și amintit niște chestii, am mai făcut rost de niște poze. Bun. Mai trebuie să vin aici să mai dezghețesc și eu puțin sufletul ăsta de leu înghețat. Corect. Și cel mai important e să rămâi umil, recunoscător și să nu uiți de unde ai plecat. Clișei ca vorbă. Bravo. Cu asta chiar vreau să închei și eu, să nu uitați de unde ați plecat. Vă pupăm, băi. Și nu uitați să vă abonați. Și dacă a văzut cineva brățara mea super strălucitoare la mână și ce, bă, uite, e fake, fraților. E fake. Dar poți să porți și haine. Poți să găsiți pe OLX. Poți să porți și haine fake, că dacă mergi mai repede nu se vede.